Paul Georgescu, Andreea Albu, Ana Nănău, bine ați venit la Out of the Box. Paul Georgescu, Aquaman de România. Îți mulțumesc că ești a doua aici. Vreau să ne spui cum a fost în Hawaii, cum a fost traversarea canalului Molokai, adică legătura dintre insula Molokai și insula Oahu. Și insula unde Oahu. Se află și capitala Hawaii, Honolulu. 42 de kilometri în mod normal în linie dreaptă, cu toți curenții și cu toate celelalte variabile care intră în ecuația asta, 55 de kilometri de fapt pe care i-ai notat în 13 ore și ceva, ajungem imediat acolo. Spune-ne înainte de toate și despre colegele tale pe care le ai astăzi aici, elevele tale cu care vei participa sau cu care urmează să participați. Spune-ne despre cel mai important proiect al tău. Exact. Că este cel mai important proiect al meu, nu e Option 7, este aducerea în canalul Mânecii a primei ștafete românești formată din copii pe care i-am învățat să note din când erau clasa 1 sau clasa 2. Și ideea asta mi-a venit când mă pregăteam pentru canalul Mânecii, eram în Dover, localitatea de unde se pleacă spre Calais, ca să traversezi. Și tot antrenându-mă acolo, am văzut că tot veneau niște autocare cu studenți, puțin mai mărișor ca ele, în vârstă de 16-17 ani. Am fost odată, intrau cu mine, se antrenau și m-am dus și am întrebat antrenorul lor, dar ce cu ei? Pe noi în fiecare an din Australia veni cu 2-3 ștafete de elevi și încerca să traversăm canalul Mâneci. Am zis, ok, de ce nu și România să aibă așa ceva? Acum 3 ani vă dați seama că aveau între 10 ani, 11 ani și știu că regulamentul spune că de la 12 ani în sus au voie să participe într-o ștafetă. Așa că m-am așteptat și uite acum în sfârșitul lunii august o să încerce să treacă canalul Mânecii, prima ștafetă românească pe care am intitulat simplu România. Foarte bine! Andreea, Ana, vreau să știu de la voi, știți că noi spunem lui Paul și, mă rog, e un termen tu pe spui. Care l-am... Cum? Tu spui. L-am auzit și la Striblea, da? Da, culmea că am fost la... A luat-o probabil de la noi. Am fost la ei în studiu și n-am știut că el are blogul și căutând să văd ce articole mai apărut despre mine, am găsit și după cât timp, după o lună de zile am găsit... Da, deci primii care am pus titlul, iată, tu Aquaman fost, de România, fost, da, am și... fost aici, la, am fost cei de la M360, preluat și de Cătălin Striblea. Bun, spuneam că e cel mai rapid român care a traversat deja canalul Mânecii, fără costum de neopren, evident fără costum de neopren, cu un timp record de 13,3 ore, un record românesc. Deținător al titlului Triple Crown, anotat în English Channel 54 de kilometri, Catalina Channel 35 de kilometri, Manhattan Island, un fel de tur al Manhattanului prin apă, evident, 48,5 kilometri. Exterior. Da. E oricum cu zecile de kilometri. Acum colac peste pupăză după ce că înoată în toate oceanele și mările lumii. A mai intrat și în apă înghețată de 3,2 grade. E și campion mondial, nu la o milă. La 500. La 500 de metri și locul 5 la 1000 de metri. Și locul 5 la 1000 de metri. Sunt cele mai lungi probe din campion, din... Da, atenție, tot fără neopren, adică lucrurile astea se petrec. Da, e o nebunie curată. Nu, că vorbești despre mine, să nu cumva să mai vorbești, se înțelege că e fără neopren. Absolut. Andreea, cum e să te... În primul rând, cum e ca profesor? Cum e ca antrenor? Este un profesor care îi place să fie, adică îi place să pună oamenii la treabă. Îi place să vă provoace tot timpul, da, nu? Să ne provoace la multe chestii, la concursuri, la canal, cum a provocat pe mine. Și e un profesor foarte bun. E un profesor solicitant? E dificil de lucrat cu el? E înțelegător? Cum e? Câteodată, da, câteodată nu. Acum e momentul adevărului, sunt foarte curios și să-mi spună imediat și Ana, dar dă-mi un exemplu de un moment când n-a fost foarte înțelegător. Hai că e dificil, când mă durea, nu? Umărul. A, te durea umărul și ajungem la ce s-a întâmplat. Uite, acum poate că înțelegerea va fi alta după ce ai trecut prin acele chinuri în Pacific. Ana, pentru tine cum e? Mi se pare foarte inspirațional pentru că faci lucruri așa de grele și
pur și simplu mă motivează pe mine că face lucrurile așa de grele și pe mine simt că mă motivează să fac mai mult decât fac și să-mi împing limitele și să devin cât mai bună. Când l-am cunoscut prima dată pe Paul, când a fost el prima dată aici, acum câteva săptămâni, era cu puțin timp înainte să se pregătească de plecarea în Hawaii, l-am întrebat ce îl motivează. Ce-i dă putere să reziste 10 ore, 12 ore, 14 ore, prin frig, în curenți, în momente în care, și-a spus, sunt elevii mei, sunt copiii mei, aveți și acest ritual simbolic în care îi semnați pe mână și el înoată împreună cu voi, vă are tot timpul alături. Poate îți dau un exemplu. Când am simțit prima durere în umăr, știam că o să se accentueze. Eram pe la jumătatea cursei și... Te referi acum la cursa din Molokai. Din Molokai, da. Unde ai suferit o întindere... Nu, o ruptură, musculară foarte serioasă. Acum nu știu dacă se rupsese sau era doar o întindere atunci și s-a agravat. I-am zis prietenului meu, că nu pot spune că e managerul meu, care e și tatăl lui Anton Zanfir, care face parte din această ștafetă, dar acum, ca o paranteză, el este la Academia de Polo din Barcelona, o să vorbim și despre el mai încolo. I-am zis, în momentul ăsta sun directorul școlii, pentru că era noapte la mine și la ei era în timpul școlii, și îl pui să pună pe ecranul, avem un ecran foarte mare, să pună acum cursa, că am nevoie de ei în momentul ăsta, am nevoie de energia lor. Nu l-a sunat, în amețe că l-a sunat. Acum nu știu, dar chiar am simțit energia lor și mai ales pe sfârșit chiar m-au ajutat semnăturile acelea. Asta se întâmpla pe la mijlocul cursei? Da, da, da. Undeva probabil pe la kilometri, după ce ai notat 25 de kilometri. Cam așa, 20. Orice am deschis. Da, da. Da. Simțiți că îi dați atât de multă energie? Bănuiesc că o primiți și înapoi dacă vă motivează să faceți lucrurile pe care deja le faceți. Cum e? E un lucru minunat, pentru că e practic, adică noi îl motivăm pe el și el ne motivează pe noi. Deci e un lucru care nu poate fi realizat așa de ușor. Nu, și e foarte important de văzut atât de vreme o legătură între profesor și cel care vine din urmă. Ați înotat deja în mare deschisă departe de țărm, departe de mal? Aveți deja experiența asta? Ați făcut-o împreună? Mai e un concurs de triatlon în care au participat mai mici, erau mult mai mici. Acum, majoritatea timpului ne antrenăm în bazin, că n-avem cum. Încă apa este foarte, foarte rece, adică are vreo 10 grade. De câte ori mergem pe la mare și o să avem niște cantonamente la mare, niște weekend-uri prelungite, o să... Spuneți-mi acum ce se întâmplă de fapt va fi în august, nu? Da, sfârșitul august. Ce faceți în august? Care e desfășurarea propriu-zisă? Hai spuneți că știți. O să traversăm canalul Mânecii. Da, așa, în felul în care o spui mă face să mă duce cu gândul așa la o plimbare. O să ieșim la o traversare, la o plimbare. Deci intrați în apă și îl traversați în not. Da, wow. Și suntem 6 persoane. Care e distanța între un mal și celălalt? Linie dreaptă, în jur de 33 de kilometri. Și dacă adăugăm curenții? Eu am notat 54. Păi v-a zis de treaba asta? Haideți cu mine să facem o ștafetă de 33 părți la 6, dar o să fie 60 părți la 6. Deci dacă în o oră și pe aia vreo 5 stau și iar câte o oră... Nu e pe distanță. Deci ștafeta e pe... o oră, după aia dă ștafeta celuilalt. Știți deja cum intrați în apă, în ce ordine? Sau nu, aia o stabilim mai încolo. Am înțeles. Suntem aproape de... Care e distanța pe care o înoți tu în mod normal la un antrenament? Maxim 3 km jumate, cred. Deci ai notat 3 km jumate și cam cât îți ia să înoți 3 km jumate? O oră, o oră și 10. Și de când faci not acum? De la 8 ani. Și acum nici nu v-am întrebat câți ani aveți. 13. Mulți înainte. Și tu? 12. Mulți înainte și ție. La tine e la fel? Care e distanța pe care o noți de obicei? Da, 3 km jumate, la fel ca Andreea. Tot așa, cam într-o oră? Împreună. Cam într-o oră? Da, o oră, 10 minute. Și vă sperie, stai să mă gândesc, deci dacă notați 3 km, sunteți 6, nu? Ar trebui în mod normal să vă vină rândul de 2, probabil unora dintre voi de 3 ori. Eu o să plec, sunt ăștia mai buni, ăștia mai rapizi. plecăm primii. Și Anton este foarte bun, Anton are o experiență foarte mare în ape deschise.
cât era în țară, el mergea cu mine la tot felul de concursuri și în afară, în Italia, totdeauna a mers cu mine și chiar merge destul de bine. Eram primii cinci. Să înțeleg că urmează să vă aruncați după aia și în brațele unei alte aventuri, adică urmează să notați și în ape înghețate acum sau pas cu pas. Nu. Ce vă trece prin minte dacă vă gândiți la provocarea asta, când spuneam despre provocări și că vă provoacă și că încearcă să scoată din voi tot ce e mai, tot ce e mai bun? Care e primul lucru care vă trece prin minte când vă gândiți acum că peste câteva luni trebuie să traversați în not canalul Mânecii? Ceea ce oricum e o realizare în sine, e fabulos, mai ales la vârsta voastră. Mie prin minte îmi trece, mă gândesc dacă o să reușesc sau nu, dar sincer cred că o să reușești. Da. O să reușești. Și mi se pare că e greu și îți trebuie foarte multă motivație și te antrenezi foarte mult ca să deplinești un obiectiv care e așa de mare. La tine, Andreea? Cred că emoție, că, adică vreau să traversăm, vreau să reușim, vreau să... Dar nu vă e teamă sub nicio formă, adică o luați ca pe o provocare care trebuie bifată. Da. Ceea ce mi se pare... Avantajul în canalul Mânecii e că nu sunt așa multe viețuitoare de astea. Sunt ceva meduze pe care le-am întâlnit prima oară, a doua oară foarte puține, dar nu sunt periculoase acele meduze. Adică Andreea, văd că tu ești așa foarte mirată. Știai de meduze? Da. Știa. Dar nu ești foarte încântată. Nu, totul e să se bucure de fiecare clip petrecut acolo în apă, pentru că o să rămână toată viața în minte. O să rămână acele momente, aceste momente o să fie, nu știu... Nicio problemă cu meduzele, e ok? Sunt prietenele noastre, ne descurcăm? Da. Emoțiile sunt la început, ca la orice competiție, înainte de orice competiție, sunt niște emoții care cred că sunt, care o să le ajute foarte mult. Sunt constructive, cred. Ana, tu ai mai notat cu meduze? Da. Deci, practic, avem experiență, nu doar la lungă distanță. În Marea Neagră au fost câteva meduze, mi se pare că nu, la tri-challenge. La tri-challenge erau foarte multe. Cred că da, dar și la Mamaia, cred. Da, erau destul de multe meduze, erau măricele, dar... Da, ați fost la ceva competiții până acum, văd. Aolo, unde mergeam eu, că făceam triatlon înainte, când aveam 69 de kg, eram craide, înainte să mă hotărăsc să traversez canalul Mânecii. Da, e adevărat, acum practic te rostogolești. Da. Pe uite, aveam 69 și când am traversat aveam 87, deci... Serios? Da, serios, acum am 80, între 80 și 81, dar totdeauna mergeam cu... Orice competiție de triatlon aveam, luam copii pentru că erau obligați de Federația Română de Triatlon să orice competiție pe care o organiza cineva să facă și ceva pentru copii. Mergeam câți eram? 15, 20 plus părinți. Uite, la 2 mai închiriam câte două vile închiriam. Da, revenind un pic și o să ne întoarcem la traversarea voastră și la pregătirea voastră, revenind un pic la Hawaii și la provocarea de acolo. Știu că mi-a rămas ceva, mi-ai spus, când am vorbit prima dată la telefon, după întoarcere, mi-ai spus, sunt două lucruri despre care trebuie să vorbim neapărat. Prima e întâlnirea cu balena și am spus, da, am văzut-o. Da, întâlnirea cu balena și a doua e mai așa, a fost mai... intervenția divină, pentru că mi-ai spus și știu că lucrul ăsta mi-a rămas... E ceva mai personal pentru mine, nu știu dacă trebuie să spun sau vreau să spun ție personal. Dar hai să povestim cu balena. Eu am observat că am avut o balenă în spate după cursă, n-am observat-o în timpul cursei, când antrenorul meu după vreo două zile mi-a trimis un filmuleț și că uite puțin în stânga sus. Și chiar era o balenă vreo 5-600 de metri în spatele meu care a sărit și... Da, apare în filmuleț. Da. Cred că e singura viețuitoare pe care... Oricum n-am văzut-o nici pe asta. Care a fost vizibilă, să zic. Uite, am avut... pentru că cred că cel de sus m-a ocrotit și chiar n-am întâlnit nimic. Nici măcar meduze n-am întâlnit. Riscul acolo era foarte mare. Puteau să apară rechini, puteau să apară meduze, dar mi-ai spus și prima dată că nu te deranjează ideea de a avea alte... Nu m-a gândit și dacă nu te gândești la ei, nu cred că... Problema majoră era dată de meduze. Da, pentru că absolut toți ținutătorii au întâlnit meduze. Nu acele box jellyfish pe care am vorbit atunci, data trecută. Sunt altele,
care la fel de periculoase sunt, nu sunt la fel de veninoase, dar sunt foarte periculoase, adică oricum te cetinește, nu mai poți să te miști nu știu cât timp, vreo 5-10 minute, să nu mai miști nimica. Dacă ești în apă și e singur, suficient. Da, uite, Adam Walker, un mare notator din Marea Britanie, a scris o carte și chiar spunea că l-au atacat niște aceste meduze, nu boxe, aceste portughizi, sau nu mai știu cum se numesc. Și pur și simplu a rămas așa, pe vertical, și dădea așa din mâini, pe vertical. Adică nu mai era întins, că nu putea să... Și toți îl întrebau ce, și el tăcea din gură. Nu? Zic că stați un pic, stați un pic. Și nota așa cu picioarele în jos, stătea așa cum stăm noi în picioare. Lucru care poate să fie foarte periculos. Da, că poți să trecești experiența. Poate să-ți amortească și mâinile, să paralizeze și mâinile și pur și simplu te duci la fund. N-a fost cazul. Ai fost ferit. Da. Toți, foarte mulți m-au sunat și m-au întrebat. Chiar n-ai întâlnit niciuna, chiar niciuna. A fost un moment foarte bine. Cei care am urmărit înregistrările de acolo și care am văzut clipurile făcute acolo, n-am putut să urmărim toată cursa. Am văzut, în schimb, un moment. Era doar imaginabil cât de obosit și cât de epuizat erai. Dar trebuia să ieși la mal. Erau și acolo curenți, erau valuri. Apa nu era deloc liniștită și era... Eu chiar m-am gândit, băi, dar n-au găsit pe toată insula aia o plajă, un loc cu un pic de nisip sau cu un pic de pământ, pentru că erau foarte multe pietre, erau de fapt niște stânci foarte alunecoase pe care trebuia să te cațe, era asta după ce ai notat 13-14 ore, ceea ce mi se pare foarte ciudat. Era da, și foarte eu le-am periculos. Spus, deci eu când eram aproape de acele stânci, pilotul a sărit în apă, s-a dus pe stânci și făcea cu mâna să ajungă acolo, pentru că barca nu putea să ajungă aproape de stânci. Și eu când am văzut, trebuie să mă urc pe astea, și eu, da, trebuie să te urci. Și eu am zis, dar în regulamentul canalului Mânecii, care este regulamentul tuturor traversărilor, deci ei au fost primii care au făcut un asemenea regulament, spun așa, pentru că și ei au fost conștienți de chestia asta, că dacă e finis stâncos, doar te să atingi stânca, pentru că și-au dat seama că înotătorul este foarte epuizat și nu mai are putere să se urce. Și nu, el a zis, nu, trebuie să te urci, începi pe loc uscat, termin pe loc uscat. Și atunci a trebuit să mă chinui vreun sfert de oră. Nu știu dacă ai văzut și... Cu ajutorul valurilor la un moment dat, care te-au... Da, ajutorul valurilor. Am avut 3 tentative. Cei de la Senso TV au făcut un reportaj foarte frumos și chiar mi-au dat lacrimile de la conferința de presă și au pus și aceste 3 încercări ale mele de a mă ridica pe stânci, acele stânci. Prima oară chiar mă suisem și a venit un val și m-a dat jos. A doua oară pusesem și un picior deasupra și am alunecat cu piciorul stâng și am căzut direct în apă. Trebuie să fie foarte frustrant. Și a treia oară m-am ținut cu brațele, nici nu știu cum am rezistat. Cât? Cei de la Kinetic mi-au zis că în momentul ăla chiar ei cred că s-a rupt mușchiul. Câți erați? Câți ați pornit și câți ați ajuns pe acel mal stâncos? Nu, e doar eu. E o traversare, nu este un concurs. N-ați avut, tu n-ai avut niciun alt concurent lângă tine? Nu, n-ai avut, e o traversare. Era traversarea ta împreună cu pilotul și cu cel doi, de la... Doi caiaciști cărora li s-a făcut rău de mare și... Din această cauză, nu pot spune datorită ceva pozitiv, din această cauză, antrenorul meu s-a urcat pe caiac. Pentru că dacă nu aveam un caiac lângă mine, se termina totul. Și antrenorul meu s-a urcat pe caiac și a mers cu mine vreo 3-4 ore. El odată și căzând, ne-am întors după el, că nu mai vedeam, dădea seama noaptea. Da, nu, știam că nu e o cursă, dar am fost convins că sunt mai multe tentative de a uni Oahu cu Molokai în apă, în not. Am crezut că sunt și alții care încearcă Sunt două asociații și... În ziua respectivă ai fost singurul pentru... Deci eu trebuia să not... Fabulos. Trebuia să not de pe 10... Asta e un detaliu care mie personal mi-a scăpat. Nu, că așa sunt toate challenge-urile astea. N-am știut că ai fost singurel. Eu, perioada mea de traversare era între 10 și 16 aprilie. Din București a început aventura, pentru că eu m-am uitat pe starea vremii și vedeam că deja vântul era din ce în ce mai puternic. L-am contactat pe pilot și pilotul a zis, când vii? Vii sâmbătă?
Ajungi la ce oră ajungi? La 9 seara. La 1 plecăm, 1 dimineață. Eu nu pot, după ce am călătorit 30 de ore, n-am cum. Plecăm a doua zi sau a treia zi. Și el a zis, ok, te înțeleg, a trebuit să schimb biletul antrenorului meu. El a ajuns a doua zi, a ajuns pe 8 și pe 9 am plecat, că a zis pilotul că a avut treabă el pe 8. Și deci erau din ce în ce, deci am avut vânt de 20 de noduri, ceea ce vânde pentru... foarte bun pentru surfing. E un vânt extraordinar pentru da, surfing. Da, da, da. Și așa am avut toată cursa. Noduri, adică valuri de 2-3 metri toată cursa. Cu toate nu mai vedeam. Ai spus că cel mai dificil moment a fost acela în care au început și durerile și în care ai durerile simțit că nu mai poți. Care am început să compensez cu mâna stângă, să trag mai mult cu mâna stângă. Mi-a cedat și stânga și umărul stâng și cred că nu mai... Capul meu, semnăturile acelea, alea mi-au ajutat pe sfârșit. Și legătura cu cei de acasă. Exact. Și toată lumea spune, bă, dar cum ai rezistat tu așa? Mai ales când ai văzut că nu poți să intri pe plajă și ți-au zis aia încă 10. Pe uite așa m-am gândit așa. Când mi-au zis, am întrebat, cât mai? Mi-a zis vreo 10 km. Deja mă gândeam, finala Ocean Man, care de la Benidorm, 10 km. După aia m-am rămas 5. Cât mai? 5 km. Finala Cupei Hamsia, undeva la 2 mai. Mai am 5 km. Exact cursa cu Cupa Hamsia. Și care uite e așa, de 5 km. Da, 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 da. Și uite așa, știi, trebuie să-ți faci niște relații așa. Bine, deși la 2 mai cred că e în regim de sprint la 5 km față de... Da, bine că suntem și mai avansați, și intermediari, și începători. E o cursă foarte frumoasă și chiar triatlonul de la Fără Asfalt, nu știu dacă ai auzit de el. Nu. A, e superb. Chiar și triatloniștii care se lasă de triatlon vin special pentru acela de la 2 mai. Ce urmează acum? Canalul Nordic în luna august. Așa eram supărat că m-am dus și mi-a făcut ecografia aceea la țesutul moi și mi-a zis că am închis și e ruptură și mi-a zis că stau 3 luni de zile, zis, nu se poate. Eu în august trebuie să plec. Canalul Nordic, care toată lumea spune e cel mai dificil dintre toate datorită temperaturii scăzute a apei, are 13 grade. Acum toată lumea o să zică, dar ce mă că tu ești cu ice swimming cu 0 grade, ai notat la 0 grade. Da, am notat maxim o milă. Aici am 35 de kilometri să not. Da. Și trebuie să încep să mă pregătesc, o să încep chiar peste câteva zile o să încep să intru în apă, să fac mișcări ușoare de not și încet, încet. Bun, și ștafeta? Păi stai să o luăm așa pe rând, da? Sper să termin pe 8, 9, 10, să spunem maxim, 10 august și mă întorc, iau copiii și plecăm în Dover să mă reîntâlnesc cu foștii mei prieteni, pelicanii, din canalul Mânecii. Și începe traversarea către Franța. Da. Traversarea către Franța, ai zis bine, da, către Calais. A, e Dover-Calais. Dover-Calais. Nu se mai face invers, nu știu. E o chestiune de curenți. Nu e de curenți, nu e de curenți. Oficialitățile franceze nu au mai fost sau... de acord să se traverseze, să înceapă din partea cealaltă. E de mai mult timp chestia asta. Care e ritmul vostru de pregătire de aici înainte? Pentru că mai sunt ok 3 luni și urmează să traversați Canalul Mânecii. Înainte de toate, sunteți primii care faceți treaba, prima ștafetă de românească, copii? Prima ștafetă românească, nu de copii. Prima ștafetă românească. Și prima ștafetă de copii, probabil. Și prima românească. Eu sunt adult, nu e val de copii. Nu puteam să-i las singur. Mă gândesc o dată să-i las singur, dar zic, nu. Trebuie să știe că sunt acolo cu ei și... Cum e pregătirea acum pentru voi? Care e ritmul care trageți? Păi acum avem 3 antrenamente pe săptămână de not și de obicei sunt cu bucăți mai lungi ca să ne adaptăm la notat mai mult. Și avem și un antrenament de forță în fiecare miercuri, unde mergem la sală. Da. Alte planuri de vacanță mai aveți sau ați sacrificat cam totul? Le las și în vacanță săptămână. Ia spune-mi, Andreea. Eu, înainte să trec Canalul Mânecii, o să mă duc în Turcia. Unde sper că o să noți în fiecare zi. Normal. Și o să-mi dea mister antrenamente, pe aceea mă întorc în București și plecăm. Da, sigur, în Turcia am eu vaga senzație că o să fie ceva mai cald. Da. Da, o să te obișnuiești în apă caldă, poate ții așa un costum, poate ții un costum cu cuburi de gheață pe tine și începi să noți în Turcia cu cuburi de gheață pe tine să se întrebe oamenii de acolo oare ce-o fi cu tine. Dimineața e mai rece apa, că mă duc dimineața la prima oră și e mai rece.
A, deci le pui la antrenament dimineața, seara, foarte bine, foarte bine. Nu, așa cum a făcut și antrenorul meu cu mine, așa fac și eu cu ei. El mi-a zis de la început, mă, să te obișnuiești cu plictiseala. Dar vouă vi se pare plictisitor? Câteodată, da. Adică e greu, stai și... La ce te... Ce îți trece prin cap? La ce te gândești? Uite, el își vizualizează, Paul își vizualizează curse anterioare. Ție ce îți trece prin cap când... Eu când fac o cursă, ce-mi trece prin cap e, hai că poți să faci asta, știi că în curând o să termin, nu e chiar așa de mult de notat până la urmă și o să fii fericită că ai terminat și ai ajuns la finish. Ți-ți trec vreodată așa povești, începi să-ți imaginezi lucruri, te transpui în altă parte, te vezi acasă și devine un automatism sau rămâi foarte... foarte, foarte blocat în momentul ăla, în notul propriu-zis. Eu câteodată încep să cânt, dar în gândul meu, că mă plictisesc foarte tare, sau mă gândesc la școală, la familie și... Ce cânti? Ce-ți cânti? Ce muzică îți place? Mai multe, adică... Hai, ție? Mie ce muzică îmi place? Muzica coreană și pop în general. Interesant. Te-a blocat. Da, nu știu de ce m-a blocat, pentru că e într-adevăr... E un curent și multă vreme m-am întrebat ce e, dar nu e un curent ăla care te încurcă pe tine la curse, e un curent muzical care se numește K-pop. Da. Și m-am tot întrebat, băi, toată lumea vorbește, ce e K-pop? K-pop. Ce e K-pop? K-pop. Și după aceea, da, Korean pop. Deci e un curent în sine și înțeleg, iată, e foarte... În limba coreană se cântă, Ana? Da. Și înțeleg. Uite, să-i cântați lui Mister odată o chestie în coreană care să-l motiveze. Auzi, dar uite, la conferința de presă, tata fiind foarte emoționat și mai avea puțin și plângea, a fost foarte greu pentru el, că el de obicei merge cu mine în curse. Acum n-a putut pentru că era antrenorul echipei Steaua de polo feminin și a avut un turneu și n-a putut și a trebuit să stea în fața computerului. Și le povestea jurnaliștilor, spunea, știți că băiatul meu la vârsta de 10 ani, 9 sau 10 ani, a traversat la cu buftea cel mai tânăr participant. E, am ajuns acasă și mama a zis, ce 10 ani? Îți arăt diploma, tu nu mai știi la cât ai trecut? La 8 ani, nici măcar 8 ani, 7 ani jumate, uite aici, 78 ești născut, 86 era vara, tu ești născut iarna, de 7 ani jumate aveai. Ce 9 ani, 10 ani, nu mai știi nimic. Wow, super tare, da. Oricum. Uite, fiul meu care face în curând 7 ani poate devine un candidat pentru contingentele și castingul pe care îl faci tu. Poate e un bun înotător, nu știu, deocamdată eu îl văd așa că nu atât cam câinește. Așa că eram mai tânăr ca ele când am trecut la cuvoftea și cred că tot așa, vreo oră am înotat. Ți-mi minte acum că am primit un tricou galben cu bărcuț așa pe piept. Tata spune că a primit și un pește mare pe care ei l-au mâncat, păi nu prea îmi place peștele. Așa se întâmplă. Poate ne mai vedem până plecați. Vă aștept cu siguranță după întoarcere și va fi un succes. Te rog frumos să ne aștepți la aeroport. Ok. Trebuie să vedem deci exact cum ne suprapunem pe luna august. Nu vreau să fac promisiuni de care să nu mă pot ține. Dacă sunt în București, venim la aeroport cu siguranță. Eu când am traversat canalul Mânecii, au venit toți copii, era așa, și m-au întrebat care e următorul obiectiv. Și am zis, următorul obiectiv e să vin eu să-i întâmpin la aeroport. După ce au făcut ceva măreț. Așa că eu, dacă trecem canalul Mânecii, eu o să vin mai devreme în țară. Ca să vin la aeroport să-i întâmpin. Mă bucur că i-am avut aici trei dintre membrii echipei care vor pleca. Da, se mai spune și pe ceilalți. Sigur. Alice Perjoiu, care este actuală campioană națională la duatlon, la cadeți, n-a putut să vină azi, deși e în București, ea trebuie să plece în cantonament în Grecia, mi se pare, cu echipa ei de triatlon. Își cere scuze, ar fi dorit foarte mult să fie aici. Așteptăm data viitoare. Și Anton Zanfir, care sigur o să mai auzim, nu numai despre canalul Mânecii, ci despre el, și în această disciplină frumoasă care este polo pe apă. Și aici la noi în studio, Ana Nănău, Andreea Albu și Mister, Aquaman, profesorul Aquaman Paul Georgescu. Chiar am văzut Aquaman la cinematograf și mi-am postat acolo, știi cum e, postez pe Facebook, fac eu, oare pleonasm? Cu siguranță. Paul Georgescu, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Andreea, Ana, vă mai aștept. Mult succes. Fiți serioase, cum ați fost și până acum cu antrenamentele. O să fie un succes. Chiar să se bucure de fiecare clipă. Asta trebuie să știi.